Domnule Barna, vaccinul, apropo de întrebarea premierului, și de ce vă este dor, dacă toți suntem în acest context? Evident că accept provocarea. Vaccinul conține libertate, de fapt. Și libertatea are diverse forme pentru fiecare dintre noi, fie că ne dorim să călătorim, fie că ne dorim să fim aproape de cei dragi, fie că ne dorim să avem ocazia să le oferim copiilor noștri bucuriile de care au fost văduviți în ultimii 2 ani. Vă vedem în curând într-un astfel de spot de campanie, domnule Barna? Fără îndoială, da. Am spus că accept provocarea și în zilele următoare voi avea o detaliere personală a ingredientelor vaccinului acesta, care în esență conține libertatea de a ne bucura de viață. Cum arată 1 iunie? La ce să ne așteptăm după 1 iunie, domnule Barna, și cum corelați viitoarele săptămâni cu ritmul de vaccinare, mai ales odată și cu această campanie? Eu am încredere că această campanie va contribui semnificativ la înțelegerea, de fapt, de către toți sau de către un număr cât mai mare de concetățenii noștri a importanței acestei vaccinări, care nu este doar o garanție de siguranță individuală, dar este și singura cale și singura opțiune prin care restricțiile acestea de care ne lovim în diverse inițiative pot să fie uitate și pot fi depășite. Nu există altă soluție decât vaccinarea și tocmai de aceea este și mesajul transmis acum câteva minute de premier, transmis de fiecare dintre noi. Vaccinarea e soluția pentru a ne întoarce mai repede la acea normalitate și la acel firesc al vieții pe care ne-l dorim cu toți. 1 iunie vine categoric cu relaxări, cu noi relaxări? Da, vine cu încă niște relaxări, pentru că cifrele continuă să se îmbunătățească, cifrele referitoare la răspândirea pandemiei și la numărul de persoane afectate, și este un lucru bun și o veste foarte bună. Una dintre ele este cea pe care am susținut-o și eu de câteva zile, aceea legată cu posibilitatea de a avea concerte, festivaluri, evenimente cu număr mare de oameni, nu doar cu acele limitări care există în prezent. Condiția fiind însă ca acele persoane să fie vaccinate. Este un lucru firesc, este un lucru normal, e cumva o dezvoltare a proiectelor pilot pe care le-am văzut și în alte state europene. Deci stați că aici ne dați o veste bună, ne dați o veste, de exemplu, că la Cluj s-ar putea ține Untold, s-ar putea ține festivaluri de dimensiuni mai mari, de exemplu la Sibiu, festivalul de teatru, la Malul Mării, mai sunt câteva festivaluri acolo. Asta e vestea? Exact, aceasta este vestea, într-adevăr. În momentul de față avem un acord dinspre CNSU și va fi și în ședința de guvern de astăzi această reglementare care permite un număr mare, un număr practic limitat la capacitatea firească a spațiului, dar condiția este ca persoanele respective să fie vaccinate. Vă uitați și spre cifrele privind vaccinarea. Domnule Barna, există clar o încetinire a acestui ritm. Dincolo de această campanie, vă așteptați de unde să vină totuși, cum să spun, o creștere a turației în ceea ce privește vaccinarea? M-am uitat pe cifre și pe sondajele privind intenția sau acceptarea vaccinării și undeva în România cifrele spun că intenția de vaccinare este undeva între 60 și 70%. Noi suntem în zona unui 30, cei care s-au vaccinat deja, cei mai asumați, să spunem, în această direcție. E clar că mai avem o treime de Românie, o treime dintre concetățeni care nu resping ideea vaccinării, spun că s-ar vaccina, dar noi credem, și asta este și rolul campaniei, noi credem că e o chestiune de accesibilitate la vaccin. Și atunci, coroborat cu această campanie sau în paralel cu această campanie, sunt eforturile guvernului de a aduce vaccinul cât mai aproape de poarta omului, până mai este mediul rural, unde cifrele sunt într-adevăr mult mai scăzute. Și acolo soluția este exact, și am spus-o de mai multe ori, o repet și acum, așa cum în perioadele electorale primarii și consilierii mergeau din poartă în poartă și le cereau oamenilor să meargă la vot, să voteze. Acum putem face exact o campanie electorală despre vaccin. Și în loc să le ceară oamenilor să voteze, să le sugereze oamenilor, haideți să vă vaccinați, uite, vine o caravană. De altfel și colegii mei din USR Plus am demarat peste tot în țară această activitate de a merge în comunități și a anunța când vin caravanele, tocmai pentru când vin caravanele de vaccinare ale DSP-ului, tocmai pentru ca oamenii să poată să se vaccineze, să știe că vine vaccinul la ei în comunitate nu doar că trebuie să facă acea deplasare, care pentru mulți este o problemă în cel mai apropiat oraș unde există un centru de vaccinare. Bun. Domnule Barna, vreau neapărat să discutăm un pic și despre PNRR și o primă întrebare. Înțelegem că pe 31 documentul va fi trimis la Bruxelles. Pe 2 iunie ministrul Ghinea anunța că va fi pus cumva și în spațiu public, îl vom vedea în integralitate. O primă întrebare ar fi dacă ne puteți explica și de ce v-ați ferit să puneți în dezbatere mai devreme proiectul cumva, adică să-l vedem transparent înainte de a-l trimite la Bruxelles? Nu este o chestiune de rezervă a comunicării. Pur și simplu, toată această construcție a programului a fost foarte fluidă. A fost un permanent dialog cu Comisia Europeană, permanent feedback-ul primit era transmis colegilor din ministere, care la rândul lor exprimau puncte de vedere. Programul a fost foarte fluid și atunci dacă am fi pus în dezbatere o formulă a programului, era foarte posibil ca în 3-5 zile să avem deja niște modificări care să creeze confuzie și rumoare din asta de contradictorialitate. Da, poate unele modificări ar fi fost de bun augur. Nu știu, să fi smuls din spațiu public niște lucruri pe bună dreptate de modificat, de exemplu. Dialogul cu factorii interesați, cu cei care vor implementa proiectele, a fost deschis permanent. Adică până și o discuție cu PSD-ul, cu partidul din opoziție, a avut loc aici, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost invitați, s-a prezentat programul. Adică ce am văzut ieri în Parlament au fost, mă rog, declarații politice de teatru parlamentar. În realitate, cu fiecare minister și cu fiecare beneficiar de proiecte, s-a discutat detaliat și au fost ținuți la curent permanent cu evoluția negocierilor Comisia și vreau să spun că suntem într-o etapă acum de acorduri fine, așa ca la radio, unde muți un pic scala să prinzi postul mai bine. Exact aici suntem la ultimele reglaje pentru ca pe 31 luni să fie transmis la Bruxelles și apoi în data de 2 voi avea o conferință de presă împreună cu Cristian Ghinea, cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, în care va fi prezentat integral programul și vreau să mai spun un lucru. Vă rog. Suntem printre puținele țări care fac public programul. Majoritatea țărilor europene au decis să prezinte doar un conspect, o sinteză, similară cumva cu cea care a fost prezentată și de premier ieri în Parlament, pentru că e foarte multă tehnicalitate, elemente de pricing, elemente de structură. Și mai e ceva, domnule Barna, ieri au venit niște mesaje, și de fapt în ultima săptămână cumva, inclusiv din partea opoziției, dar în special din Arcul Puterii, au venit niște mesaje contradictorii în ceea ce privește povestea aceea cu vârsta de pensionare. Dați-mi niște clarificări. Ludovic Orban l-am auzit ieri spunând că s-a discutat despre această creștere, nu există într-adevăr o decizie, dar se discută despre acest lucru. Discutați despre asta sau nu? Dumneavoastră ați și avansat o idee în care vorbiți despre o corelare a vârstei de pensionare cu speranța de viață. Aici iarăși sunt niște cifre interesante și dacă ne uităm după data INS, în mod normal, în România ar trebui să scadă vârsta de pensionare, stăm mai prost decât la nivelul Uniunii Europene, cel puțin ca medie, în ceea ce privește vârsta de pensionare. Deci, se discută despre acest lucru? Bun. Ceea ce există în programul transmis, ce va fi transmis Comisiei Europene, este un angajament foarte clar al României în ceea ce privește realizarea unei noi legi a pensiilor. Pentru că, așa cum este sistemul de pensii reglementat în momentul de față, e foarte clar, și asta a spus-o și dumneavoastră mass media și știe orice cetățean, în 7-8 ani de zile sistemul de pensii nu va mai fi sustenabil, tocmai pentru că acele generații consistente, perioada de crețeilor numită, ies la pensie, iar piramida este cu vârful în sus, generațiile care vin din urmă, numărul de persoane din generațiile ulterioare, e din ce în ce mai scăzut și clar că sistemul nu mai poate să fie sustenabil pe actuala structură. Deci e clar, și asta e un lucru agreat și politic de toată lumea, este necesară o reformă a pensiilor. Cum arată această reformă? Cum arată acest sistem prin care echilibrăm pensiile în România? Asta e subiectul discuțiilor. Evident, se discută toate scenariile, nu s-a luat încă nicio decizie și nu avem o decizie asumată în momentul acesta. Tocmai de aceea nu spun că se va face într-un fel sau altul, dar este foarte clar că pe termen, pe următorul interval până în 2026 și ulterior, trebuie să avem o reglementare în care, într-adevăr, să fie legată vârsta de pensionare, să fie legată de ceea ce înseamnă speranța de viață. 78,2 ani media în Europa, 75,9 ani la noi în țară, domnule Barna. Insist, ar trebui să scădeți vârsta de pensionare. Nu, din nou, nu trebuie să comparăm date dintr-o țară și să le aplicăm în cealaltă dată. În cealaltă țară, pardon. Da. Noi discutăm de evoluția speranței de viață în România, comparativ tot cu România. Că degeaba ne comparăm cu suedezii sau cu japonezii, că nu e relevant. Adică discuția se poartă pe datele și pe cifrele și pe demografia din România. Vă mai întreb și o chestiune de partid, domnule Barna. Ați pregătit, aveți o dată pentru congres, înțelegem, luna august, alegeri la USR Plus? Va fi foarte probabil în luna septembrie, undeva în jumătatea lunii septembrie, o să vedem exact data. Vă contracandidează Cătălin Drulă? Dacă își va dori să facă asta, eu m-aș bucura. Este una dintre personalitățile politice în foarte mare ascensiune în cadrul partidului nostru. Vom vedea, va fi o decizie pe care o va lua Cătălin și o vom lua și noi ca partid. Mulțumesc tare mult, domnule Barna, pentru disponibilitate și